Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna ianuarie 2023. Este o ședință cu ordine destul de complexă, cu proiecte pe ordinea de zi care vor avea impact foarte important, zicem noi, asupra dezvoltării comunității în 2023. Rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței și să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! În conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, 27 din 20 ianuarie 2023, deschidem lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al orașului Dărmănești, astăzi, 30 ianuarie 2023, cu prezența fizică a celor 17 consilieri aleși, cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinței ordinare din 30 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Nu. În unanimitate de voturi acest punct a fost aprobat. Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27 decembrie 2022. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă nu sunt. Și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, voturi împotrivă nu sunt. Și acest punct a fost aprobat în unanimitate. Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Voturi împotrivă nu sunt și punctul numărul 4 a fost aprobat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2023, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Dăm cuvântul domnului primar, da, dacă are de adăugat. Foarte pe scurt, este un proiect de buget care pune accent deosebit pe investițiile pe care le vom demara în 2023. După cum știți, mai multe surse de finanțare externe și chiar guvernamentale au fost puse la dispoziția autorităților publice locale în 2022 și în 2023. Ca atare, pe fiecare axă de finanțare, Primăria orașului Dărmănești a depus cereri de finanțare. O parte din aceste proiecte sunt deja semnate, o parte vor fi semnate în prima parte a anului 2023. Sigur că venim cu proiecte și din anii anteriori, proiecte cu impact major asupra dezvoltării comunității și avem pentru prima dată în, eu știu, istoria de după 1990, cel mai mare buget alocat pentru investiții. Așa cum spuneam, acest buget este format din surse locale, mă refer la partea de investiții, fonduri naționale și fonduri europene. La partea de venituri, bugetul este de 6 ori mai mare decât era în urmă cu câțiva ani, doar câțiva ani, și cea mai mare parte, adică mai bine de 70% din acești bani sunt alocați pentru dezvoltare, pentru proiectele de investiții. Cea mai mare provocare a anului 2023 este aceea de a asigura cofinanțări pentru aceste proiecte, pentru că la fiecare proiect, fie că este cu fonduri naționale, fie cu fonduri europene, trebuie să avem asigurată o cofinanțare. Atât pe sursa A, cât și pe sursa E, avem investiții și parte din aceste cofinanțări sunt asigurate din excedentul pe care l-am avut la 31 decembrie. Excedent înregistrat în mare parte datorită faptului că nu toate sumele pe care le-am alocat în 2022 au fost cheltuite în cadrul proiectelor și ne-au rămas câteva sume pe care le vom cheltui în prima parte a anului 2023. Și dau aici două exemple.
Este vorba de proiectul de asfaltare a celor 7 străzi, care în proporție de 90% a fost implementat până în decembrie 2022. Din cauza vremii neprielnice am oprit acea finanțare și ea va continua imediat cum vremea ne permite. Și al doilea proiect la care fac referire este extinderea rețelei de iluminat la coada lacului, care, la fel, un proiect major derulat pe mai mulți ani, mai are un rest de achitat în 2023. Iată că această idee de a investi în comunitate continuă serios și în 2023. Avem, așa cum spuneam, proiecte care sunt în derulare, proiecte care sunt semnate, contractele de finanțare, și urmează să facem licitații pentru execuție, cum este cazul șoselei de centură, proiecte care sunt în faza de studii și proiecte, proiecte care sunt la nivel de aprobare în lista sinteză sau, eu știu, la Compania Națională de Investiții sau la PNRR și urmează să semnăm contractele de finanțare. Atât lista de investiții la sursa A, cât și la sursa E vizează în principal investiții în comunitate. Cele mai multe investiții se duc spre modernizarea străzilor. Amintesc aici proiectul care îl avem la Compania Națională de Investiție în fază foarte avansată, 16 milioane de lei, modernizarea străzilor din cartierul Brătulești, ce a mai rămas. Avem extinderi de gaze, șosea de centură, casă de cultură și așa mai departe. Nu o să le exemplific pe toate pentru că sunt multe proiecte. O să rog pe doamna contabil șef, în sinteză, să ne prezinte câteva date despre proiecția de buget, așa cum am gândit-o noi, pentru anul 2023. Pentru buget pentru anul 2023, la venituri, ca valoare, sunt 66.369,61 lei, iar la cheltuieli, 70.968,61 lei. Din aceștia, pe parte de secțiuni de funcționare și la venituri și la cheltuieli avem 20.869,58 lei, iar la dezvoltare ca venituri 45.500, iar la cheltuieli 50.099,03 lei. Valoric, cei 50.000 se regăsesc în anexa privind lista investițiilor. O parte din deficitul care îl folosim pe lista de investiții vine din excedentul anilor anteriori, adică 4.599.000 de lei. La sursa E, ca venituri, 1.205.000 lei, iar ca cheltuieli, 1.205.000 lei. Din pe funcționare, 675.000 de lei, și la venituri și la cheltuieli, iar la dezvoltare, tot în lista de investiții, 530.000 de lei pe care îi utilizăm. Mulțumesc. Dacă sunt ceva întrebări legate de buget? Dacă nu, fac precizarea că pe comisie au fost avizele au fost favorabile pe toate cele trei comisii. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul UAT orașul Dărmănești pentru anul 2023. Inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. Precizări aici? Câteva precizări. În fiecare an, așa cum spuneam și pe comisii, Consiliul Local aprobă Planul Local de Acțiune pentru Incluziunea Cetățenilor Români aparținând minorităților romilor la nivelul orașului Dărmănești. Avem anexa la hotărâre în care este detaliat acest plan de local de acțiune, tipurile de activități și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Precizăm că pe comisii acest proiect a fost în unanimitate aprobat. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Abțineri, votul împotrivă? Nu sunt.
În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivel UAT Orașul Dărmănești pentru anul 2023, inițiator al proiectului primar Orașului Dărmănești. Ca și în cazul proiectului de hotărâre precedent și în cazul acestui proiect, aprobăm planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești. Avem aici o anexă. În anexă sunt detaliate toate aceste activități care sunt desfășurate și care sunt prinse în planul anual de acțiune, pe tipuri de servicii și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, mulțumesc. Precizăm și aici că pe comisie acest proiect a fost discutat și aprobat. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Nu sunt. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social centru de zi pentru persoane vârstnice. Cod serviciu aferent, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială a Orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului primar Orașului Dărmănești. Domnul primar, aveți ceva? Câteva precizări. Spuneam cu ceva timp în urmă că în decembrie, la sfârșitul lunii decembrie, am finalizat acel proiect finanțat de program operațional regional din cadrul fostei zone Spital Dărmănești, acea clădire a fostului spital, care încă de la început i-am dat destinația de centru de zi pentru persoane vârstnice. Prima etapă am încheiat-o, s-a finalizat lucrările, avem recepția la terminarea lucrărilor și astăzi, prin acest proiect de hotărâre, începem să dăm viață acestui obiectiv. Prin articolul 1 înființăm serviciu social centru de zi pentru persoane vârstnice și avem un cod acolo, este fără personalitate juridică, aflat în cadrul și subordinea Direcției de Asistență Socială Dărmănești. El va funcționa în strada Dumbravei numărul 7. Aprobăm organigrama serviciului și statul de funcții, aprobăm regulamentul de organizare și funcționare. Aprobăm modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială și, așa cum am discutat pe comisie, în cazul în care, pentru licențiere, vor fi solicitate posturi în plus, vom veni cu un proiect de modificare a acestei organigrame în sensul de a introduce suplimentar și acele poziții care ne sunt cerute pentru licențiere. Discuțiile pe care le-am avut noi cu cei de la ADR au fost să mergem ad literam cu posturile pe care le-am scris la momentul T0 în cererea de finanțare, să avem, dacă e posibil, contracte de colaborare cu diversi specialiști din zonă și, dacă este posibil, să redirecționăm din cadrul aparatului de specialitate a primarului persoane pentru a asigura funcționarea acestui centru de zi. Au fost câteva precizări la ședințele pe comisii, nu știu, poate domnul secretar și le-a notat, de corectat cu kinetoterapeutul, da, nu medic kinetoterapeut, descris în regulamentul de organizare și funcționare numărul de beneficiari și eu știu că este 110 și sub rezerva că la licențiere, dacă ni se cer date suplimentare, venim și facem o corecție la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere? Voturi împotrivă? Nu sunt. Cu 16 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești, dacă sunt precizări aici? Da, pentru că am aprobat proiectul de hotărâre anterior, unde am vorbit de organigrama și de statul de funcție acestui serviciu social, sigur că trebuie să intervenim și asupra
organigramii și a statului de funcție aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Asta facem prin acest proiect de hotărâre. Se aprobă modificarea și completarea organigramii și a statului de funcție al aparatului de specialitate, conform modificărilor pe care le-am făcut anterior. Îl rog pe domnul secretar la articolul 1 să completeze și să scrie, se aprobă modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții, pentru că în articol este doar statul de funcții. În rest, nu sunt alte modificări. După aceste precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personali, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Dacă sunt câteva precizări, în anul 2022 a fost aprobată hotărârea de guvern 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, la 3000 de lei. Sigur că, în baza legislației în vigoare, salariile din aparatul de specialitate sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local, având un maxim și un minim. Maximul este legat de salariul viceprimarului, iar minimul este legat de salariul minim pe țară. Pentru că până în decembrie 2022, acest salariu minim pe țară a fost de 2550 și ținând cont de hotărârea pe guvern pe care am precizat 1447, care crește de la 1 ianuarie acest salariu minim pe țară la 3000 de lei, am venit cu acest proiect, inițiat acest proiect de hotărâre, care reglementează care sunt care este cuantumul brut al salariilor de bază la nivelul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și vorbim aici de funcții publice, funcții contractuale. Precizăm că în 2023 indemnizația de hrană este în cuantum de 347 lei brut. La fel, în 2023 beneficiază salariații de vouchere de vacanță în cuantum de 1450. În 2023, salariile de demnitate publică rămân înghețate așa cum au fost și în anii anteriori, din 2020 încoace. Spunem noi că tot de la 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariului de bază al asistenților personali ai persoanei cu handicap se stabilesc conform anexei numărul 3. Asistenții medicali sunt reglementați prin anexa numărul 4. Și la articolul 8 se precizează că salariile de bază potrivit prezentului proiect de hotărâre se acordă prin dispoziție a primarului. Spuneam că în funcție de felul în care vom încasa în 2023 taxele și impozitele, cred eu că undeva în jurul datei de 1 aprilie sau luna aprilie, în funcție, repet, de ce s-a încasat, vom mai avea o discuție pe marginea acestor drepturi salariale, pentru că dorința noastră este să avem un echilibru între taxele și impozitele care le plătesc cetățenii în orașul Dărmănești și nivelul salariilor pe care le au angajați. Mulțumesc! Da, și eu, către doamna președinte, și eu două chestii mi-am adăugat aici. La anexa 1, asta am uitat să le precizez cu comisii sale, minim acolo la 2023, nu 2022, nu? Da, 2023. Da, și la anexa 4, la asistentul medical, acolo scrie 1900 și de destul mai este un rând 2500. Acolo care e salariul lui? E 3000, nu? E la fel, e 3, dar ei au pe altă anexă. Nu, au pe altă anexă. Nu, ei au o grilă care e mult mai mare. În grila aia lor, că spune undeva că la asistenții medicali se respectă grila din stabilită de ei. 1900 sau 2500? Nu medical. Eu văd 2500, da? Da, dar era 2550, nu era 2500, nu? Deci, trebuie vorbit cu doamna contabil șef, dar va fi corectată și asta, da? Sigur. Ok.
Și așa cum am discutat cu comisii către final, voiam să solicit un punct de vedere din partea salariaților care au participat la negocierea din, mă rog, atunci când ați făcut-o, da? Da. Din care să rezolte sau să fie evidențiată recursul de a accepta propunerea. Deci da? În preambulul hotărârii, da, nu știu, ați făcut trimitere la acel proces verbal, domnul secretar? Da. Da. Deci, procesele verbale de negociere colectivă a salariilor brute, numărul 1412 și 1555. Deci sunt în preambulul hotărârii da. Acele procese deci, verbale. Deci, salariații, dar așa cum vreau punct de vedere și dacă este necesar, domnul secretar, să spune să depun și o cerere, dacă este necesar. Mă gândesc că dacă considerăm totuși un proces verbal? Este da. Procesul verbal și okay. Supuneți la vot. După aceste precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă, 4 voturi împotrivă, cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre, punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Precizări aici? Aprobăm organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Acest proiect de hotărâre a avut la bază adresele unităților de învățământ cu personalitate juridică de pe raza orașului Dărmănești. Acest proiect a fost transmis către ISJ. Am primit avizul favorabil din partea ISJ-ului și ca atare îl supunem votului, da? Și sperăm ca în 2023 să nu apară modificări 2023-2024 să nu apară modificări substanțiale în eu știu, numericul școlilor cu personalitate juridică, în așa fel încât să dezechilibreze cumva sistemul și să avem probleme cu vreo școală cu personalitatea juridică, pentru că avem două unități de învățământ care sunt puțin peste limita minimă admisă. În rest, n-am ce completa. Supunem la scuzați. Precizare. Acolo, la localitate, la școala locul și la Lapoș să fie Lapoș, nu Lăpoș. Notează, Cristi. Da. Da. Fie modificată să nu fie probleme. Lăpoș. Da. Lăpoș. Lăpoș. Deci vezi în proiectul de hotărâre. Anexa care? Anexa 1. Anexa numărul 1. Lapoș 9. Școala gimnazială Lapoș, școala gimnazială Plopu, Lăpoș. Bun, da. Te rog, notează tu asta și te uiți ca să nu, da? Să nu schimbăm denumirea, după aia avem probleme. După aceea o să avem probleme cu... Aici văd că scrie la mine, scrie Lapoș, da? O fi vreo... Ok, mulțumim, mergem mai departe. Mulțumim, supunem la vot. Cine este pentru? Și obținere din perspectiva cuții. Da. Abținere una, voturi împotrivă, nu sunt. Cu 16 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe ficior propuse spre exploatare provenind din produse principale și tăieri de conservare din fondul forestier aluat de orașul Dărmănești pe anul 2022. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Câteva precizări, spuneam și în, cu alte ocazii că UAT Oraș Dărmănești are în patrimoniu o suprafață de 1300 și ceva de hectare de pădure. Sigur că o bună perioadă de timp am evitat tăierile, chiar și cele recomandate de amenajamentul silvic. În acest an propunem valorificarea a unei cantități, a unui volum de 2619 metri cubi, aferent anului 2022. Deci în anul 2022, spre sfârșitul anului, am făcut cu Ocolul Silvic, care ne gestionează această suprafață, câteva lucrări de marcare în anumite parcele, atât cu tăieri principale, conservare și așa mai departe, rezultând un volum de 2619 metri cubi. Practic,
prin acest proiect de hotărâre dorim să valorificăm această masă lemnoasă care este pe picior printr-o licitație publică cu strigare. Fac precizarea că sumele pe care le vom încasa din aceste valorificări de acest volum de masă lemnoasă vor fi aceste sume dirijate spre investiții. Deci dacă mai devreme la aprobarea bugetului am vorbit de modernizări de străzi, extinderi de rețele de gaze, modernizări de școli și așa mai departe, iată că o parte din acești bani care finanțează sau cofinanțează proiectele amintite vin și din valorificarea acestor resurse pe care noi le avem. Repet, 2619 metri cubi. Sperăm ca la licitație să se înscrie mai mulți operatori economici, în așa fel încât să ne putem atinge și obiectivul stabilit în lista de prețuri, pentru că avem o listă de prețuri acolo. Atât, dacă sunt întrebări, dacă sunt... Supunem la vot, dacă nu sunt precizări, alte precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Voturi împotrivă. Cu 17 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 115 din 21-10-2022 privind aprobarea implementării proiectului achiziție măturător stradal în vederea dotării Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul OAT Orașul Dărmănești, județul Bacău. Precizări aici? Da, este vorba de un proiect cu finanțare europeană. Sursa de finanțare vine prin AFIR. Ne-am propus să achiziționăm un măturător stradal pentru că suprafața de stradă asfaltată a crescut. E nevoie de investiții în a asigura, eu știu, curățenia pe domeniul public și domeniul privat. Am depus această cerere care vizează 68.500 de euro din fonduri europene, diferența o punem noi, pentru achiziția unui măturător. Sigur că am primit o clarificare la această cerere și proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi aprobării dumneavoastră vizează reglarea între suma pe care o solicităm din fonduri europene și TVA-ul pe care trebuie să-l susținem noi. Mulțumesc! Mulțumim, avizat pe comisie și acest proiect de hotărâre îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Precizare aici? Da, spuneam și pe comisii că interesul nostru este să obținem cât mai multe venituri din bunurile pe care le are OAT Oraș Dărmănești. Astăzi venim cu o listă de loturi de teren, propunem închirierea prin licitație publică și adjudecarea la cel mai mare preț oferit a celor 22 de loturi de teren care astăzi sunt în diverse faze. Spuneam că în mare parte aceste loturi sunt închiriate de persoane fizice sau de persoane juridice de pe raza orașului Dărmănești. O parte din aceste loturi sunt undeva la limita expirării. Pentru o parte din aceste loturi nu am avut cadastru făcut și conform codului administrativ trebuie să le cadastrăm. Mare parte din aceste sau din sigur toate aceste loturi supuse astăzi proiectului de hotărâre sunt și cadastrate. Este doar un prim proiect. În perioada următoare vom mai veni cu câteva loturi pentru închiriere și câteva loturi pentru concesiune. Practic, prin aceste concesiuni și închirieri, pe de o parte, societățile comerciale de pe raza orașului Dărmănești care au solicitare desfășoară activități economice pe aceste terenuri, pe de altă parte, persoanele fizice care au nevoie de aceste loturi de teren, sigur, își rezolvă problemele și nu în ultimul rând, noi reușim să încasăm niște sume care nu sunt de neglijat și care completează bugetul de venituri ale OAT-ului, care, spuneam și mai devreme, nu este prea generos. Mulțumesc!
avizat pe comisii și acest proiect îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Votul împotrivă. Nu sunt. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul 14 a fost aprobat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a imobilului clădire Corp C, centru de recuperare medicală, situat în strada Dumbravei numărul 7, în suprafață de 136 metri pătrați, număr cadastral 6211, aflat în domeniul public al UAT orașul Dărmănești, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Dacă sunt precizări... Sigur, câteva precizări voi face și aici. Încă de la preluarea mandatului în 2016 am spus că una din prioritățile noastre este strict legată de investiția în sănătatea cetățenilor orașului Dărmănești. La acel moment am identificat mai multe clădiri pe raza orașului Dărmănești care erau într-o stare avansată de degradare, în care aparțineau domeniului public sau domeniului privat al UAT Oraș Dărmănești. Am investit în aceste clădiri, în mare parte ele sunt cantonate în zona fostului spital de la Dărmănești, situat în strada Dumbravei numărul 7. O parte din aceste clădiri au fost închiriate și se desfășoară activitate medicală acolo. O parte, și este vorba astăzi de Corp C2, care până nu de mult avea statut de spălătorie. Astăzi, sau ședința anterioară, am transformat denumirea acestui corp C2 din spălătorie în centru de recuperare medicală. Astăzi parcurgem procedura de aprobare pentru închirierea prin licitație publică deschisă a acestui imobil. Sigur, el va avea destinație medicală, așa cum am spus, centru de recuperare medicală. Sperăm ca medicii sau cei care desfășoară activitate în domeniul medical să fie interesați de închirierea acestui corp de clădire și, sigur, cu investiții private să doteze acest centru atât cu mobilier cât și cu aparatură și, în scurt timp, cetățenii de pe raza orașului Dărmănești și nu numai să poată beneficia de un centru de recuperare medicală. Deci, spuneam, este una din acele clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, la care noi am dat viață, i-am dat viață în sensul că am făcut acele lucrări de investiții, dar trebuie să continuăm și să avem activitate medicală acolo de recuperare pentru a putea să ne atingem acel obiectiv, creșterea sănătății sau gradului de sănătate a cetățeanului din orașul Dărmănești. Mulțumesc! În urma avizării pe comisie acestui proiect, îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului normei de hrană ce se acordă preșcolarilor din cadrul grădiniței de program prelungit numărul 1 de stat al Liceului Tehnologic Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. Dacă aveți precizări. Este vorba de grădinița cu program prelungit, ursulețul Martinel. În decembrie am primit o adresă de la Liceul Tehnologic, de la doamna directora Sandei, prin care ne solicita și ne propunea majorarea costului normei de hrană a preșcolarilor de la program prelungit, spune dumnea ei, de la 9 lei la 12 lei pe zi, datorită majorărilor de preț. Sigur că acest lucru se face printr-o hotărâre a Consiliului Local, nu susținem noi această majorare de la 9 la 12 lei. Această sumă este achitată de părinții care au copii în acest centru, dar este o formalitate, legislația prevede aprobarea prin Consiliul Local a acestei sume care asigură norma de hrană pentru preșcolari. Am inițiat acest proiect pentru că deja sunt în deficit cei de la liceu. Știm că prețurile au crescut foarte mult la alimente, iar quantum de 9 lei nu mai asigură necesar. Atât. Mulțumim. Supunem la vot și acest proiect avizat de comisii. Cine este pentru?
Abțineri, voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 17 și ultimul de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între orașul Dărmănești și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului HUB de servicii MMS cod aferent, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Precizări aici, vă rugăm. Este un proiect care se desfășoară la nivel național. În cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente care vor fi puse la dispoziția tuturor celor 3181 de unități administrativ teritoriale de la nivel de țară care sunt partenere în acest proiect. Practic, Ministerul de Resort a Muncii și Solidarității Sociale prin PNRR a obținut o finanțare care să faciliteze mult mai mult decât a făcut-o până acum privind serviciile pe care le prestează cetățenilor și în cadrul direcțiilor de asistență socială din fiecare UAT care este partener s-a propus stabilirea unui protocol de colaborare. În urma acestui protocol de colaborare și noi la Dărmănești vom primi anumite echipamente care țin de logistică, care țin de programe, de calculatoare și așa mai departe, în așa fel încât la nivel național să vorbim de o voce comună în relația cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Protocolul este standard, este transmis de minister prin direcțiile județene și practic până mâine avem termen de am și pus pe ordinea de zi de a aproba acest proiect pentru a putea deveni și noi partener în proiectul mare. Mulțumesc! Mulțumim, supunem la vot și acest proiect de hotărâre avizat pe comisii. Cine este pentru? Abține. Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Aș vrea la diverse, dacă sunt ceva din partea colegilor, urmând după aceea să vorbească domnul Ardelean. Facem o ordine. Dacă se înscrie un consilier local, domnul Cotfas, Vasile, unul, da. Vă rog, domnul Cotfas. Domnul Debrețin. Voi fi foarte scurt. Așa, aș vrea să mă întorc un pic la proiectul numărul 10. Votul meu a fost pentru aprobarea nivelului salariului. Știu că sunt mai multe proiecte care depind de această previziune bugetară care o facem la început de an. Și așa, dar am două precizări. Consider că nu toți cei care au fost prezenți în momentul semnării acelui creștere salarială a înțeles ce anume au votat sau mai bine zis ce nu au votat, așa, și am ferma convingere că în cel mai mult scurt timp posibil, în măsura în care încasăturile la bugetul local ne va permite, vor avea după o nouă rundă de negocieri cu oamenii din... Așa cum am spus, propun aprilie discuții. De ce am această convingere? Pentru că nu mai mult unor 5-7 luni de zile am aprobat în unanimitate toți cei 17 consilieri o creștere salarială cu aproximativ 17%. Sigur. Și nu aș vrea să înțeleagă nimeni că nu ne dorim o bunăstare a fiecărui cetățean, a fiecărui om, a fiecărui salariat. Știm cu toții că trăim niște vremuri destul de grele și orice ban contează. De asta, cel mai ok ar fi, adică cifrele, când sunt prezentate, nu mai lasă loc nici de interpretări, absolut nimic. Dar am convingerea că totul o să fie okay. Mulțumim, domnul Milea. O chestie mai stringentă ar fi la strada Dioceilor, acolo la blocul, când intră în colonie, e un grilaj cu grilaj de fier, care au câteva bare rupte. Trebuie intervenit foarte rapid, până nu se mai rupe ceva. Mâine o să trimitem acolo, da? Urmă, zona noastră aici începe și zona Dărmănești, care a luat foarte mult ca aspect, s-a modificat, a rămas acoperișul ăsta la Mega Image, care arată jalnic, a trebuit luat în calcul că de cum găsiți soluții pe motivul că e păcat, că a rămas ca o pată
curând în centrul ăsta care s-a modificat. Să știți că, dacă vă amintiți ce anul trecut, noi l-am avut pe ordinea de zi pentru modernizare. Valoarea acestei construcții, a pieții pentru reparație, este mult mai mare decât ne-am imaginat noi. Deci acolo trebuie să făcute niște lucrări, schimbat integral acoperișul, pentru că da, nu mai asigură ceea ce trebuie. Și ca atare, trebuie să urmărim o finanțare externă. Deci ca să facem o treabă serioasă și să fie și estetică, și de calitate, și conformă din toate punctele de vedere, ne trebuie o sumă mare, adică însemnând cel puțin 5 milioane de lei. Ca să facem lucrul ăsta avem nevoie de o expertiză. În cursul anului, și sper să reușim să găsim resurse financiare, să facem o expertiză acolo, să vedem exact ce trebuie făcut și cum trebuie făcut, și acest lucru pleacă de la expertiză, după care trebuie să avem un DALI, niște indicatori unde ne ducem și ce ne ducem, și după care să obținem o finanțare. Să știți că noi, dacă aveam acea expertiză, puteam să ne ducem, cred că și pe componenta 10, pe fondul local, așa cum ne-am dus cu liceul, cu școala 2, cu grădinița cu de jos. Nu am avut aceste expertize, axele se deschid rapid, până le faci, până le am pierdut. Există varianta să facem o reparație din buget local care ne dă peste cap, adică ne ducem 100% spre 5 milioane de lei. Dacă mergem la suprafața aia de acoperiș cu panou sandwich, că asta e, pentru că trebuie izolații, doar acoperișul, suprafața de acoperiș înseamnă mult, plus mi-a spus arhitectul șef, stabilitatea acoperișului, nu știu ce probleme mai sunt acolo, plus termosistemul exterior, ce avem acolo, tâmplărie și așa mai departe. Deci, ținta a fost să găsim o sursă externă, începem cu o expertiză pe care o vom face în 2023, cu niște indicatori pe care vom aproba să vedem unde ajungem cu valoarea și, sigur, dacă găsim și o sursă de finanțare. Deci am luat-o în cap. O urgență, e unde e stadionul ăsta, terenul da. Din centru, sunt alea două șosele înguste care ies. Aia dinspre o grădiniță, aia e frecventată cu mașini. E în pantă și ieși cu botul direct în drum. Sunt cetățeni care locuiesc acolo sau sunt mașini de gunoi care circulă pe acolo și așa. Ar trebui urgent pus o oglindă concavă și probabil acolo ar trebui ridicat să scadă nivelul. Ar trebui mai lină, ca să sunt acum iarna cu un pic de gheață, e foarte periculos. Oamenii ies cu botul un pic de maraș, poți să ieși și trece o mașină. Deci o intervenție provizorie putem să facem acum. Acolo știți că avem un obiectiv, construirea creșei. Acolo vor intra camioane de tonaj mare și turnarea unui asfalt sau ceva acolo nu face decât să fie o lucrare. Nu, da. Vom încărca, vedem ce se întâmplă la ce se oglinda concavă la ieșire. Oglinda cred că e mai ușor, dar una dintre propunerile mele era să vedem dacă putem cumpăra strada asta, partea asta de jos dinspre Sivoglu, dacă am putea cumpăra 2 metri, să lărgim acel pentru că dacă vom dezvolta acel obiectiv mare, chiar dacă suntem cu sens unic, așa vom face, dar dacă am putea lărgi un pic, ar fi excelent acolo. E strada care de la strada Poiana se unește cu strada de la spital. Unde e parcarea. S-a lărgit foarte frumos acolo. Știu că o să fie lucrarea anul ăsta, să fie asfaltare pe acolo. La intrarea Poiană, strada Poiană este foarte frumoasă cu două sensuri, dar aici pe biserică se îngustează foarte mult. Mi s-a întâmplat personal, m-am întâlnit cu mașina de gunoi, trebuie să tragi până în gard, m-am trecut așa foarte încet, acolo trebuie găsit o soluție neapărat. Părerea mea nu specializă, părerea mea este că rigola din partea dreaptă tehnic, cu cobor de la biserică, ar trebui făcută gen cu drumul de la Schendri. Făcut șanțul și cu placările alea de beton, eu să dacă poți să cu mașina. Pentru, eu știu, dumneavoastră vă spun că avem și proiect tehnic acolo, este făcut, dacă veniți și vă uitați în proiect, sigur găsiți și soluția, soluția dată de proiectant. În 2023 am aprobat în buget asfaltarea acelei străzi. Sigur că proiectantul ne-a spus, domnule, nu puteți să vorbiți cu cetățenii să retragă gardul, a fost ideal pentru că acea stradă
s-a îngustat, s-a gătuit în zona bisericii datorită faptului că niște binevoitori cetățeni ai noștri au intrat cu gardurile în drum. Din cauza aia, vedeți mai în spate, noi am dat gardul, s-a lărgit, acolo apare o ștrangulare. Acum, dacă cineva care, nu știu cine e proprietar acolo, ar dori să retragă gardul, poate un metru, că nu e vorba de mai mult. În avant e gardul margină și e panta la vară, deci, acolo trebuie să încarce. Noi putem de să facem un zid de sprijin. Da, dacă îi cunoașteți pe oameni și dacă vor, ar fi ideal. Dacă nu... Deci acolo unde se poate, că nu dărâmăm nimic la nimic. Da, e o chestie, deci noi avem o problemă că toți au ieșit cu gardurile în drum. Da. Avem o problemă cu câinii comunitari. Am văzut că acum mai mult s-a început și pe la București. Deci nu numai cu care sunt. Vin foarte, foarte des, am informații, dar n-am nici dovezi. În schimb, propun niște camere de supraveghere în anumite zone. Că vin mașini dimineața și aduc câini. Am observat și eu câini noi chiar în zona Titic, de exemplu. Să știți că povestea asta cu câini aduși e de mult și am alergat și eu după himera asta, n-am reușit să o prind. Avem peste 100 de camere în orașul Dărmănești, puse în zone de, adică dene, și n-am văzut, n-am prins niciunul până acum, da. E posibil, da. Foarte des vin că mașini. Se poate, dar acolo nu avem cum să punem camere. Am spus și mie altceva. În schimb, eu am văzut câini apărând noi în anumite zone, care nu îi vezi în fiecare. Un moment dat mai aproape. Bine ar fi să dea Dumnezeu să prindem, dar alte probleme dacă mai sunt. Numai un pic. Haideți să terminăm. Vă rugăm pentru că s-a înscris domnul consilier Debrețin. Vă rog, domnul. Și e vorba de o ședință a consiliului local. Da, da, cu Buga. O mică problemă, au spus și cetățenii că aici, pe strada Muncii, aproape de intersecție, se parchează foarte mult joia și au fost blocate intrările. Am o rugăminte... Strada Muncii, mai exact? Da, aici, după complex, în partea asta. Da, s-au blocat intrările, au trebuit să meargă la servici, au întârziat la servici. Da, au tras în fața porților, nu? Da, le-au tras în fața porților. Aici poliția locală, nu te ajută, te rog. Și un număr de telefon ca să fie contactat și au întârziat la servici. Aceeași problemă cu câinii, au apărut foarte mulți și pe într-o mangări. O să vă propun un proiect de hotărâre pentru alocarea unor resurse clare, pentru că o să vedeți, totul e în jurul banilor. Avem mai multe variante. Una dintre variante este... Și am avut o discuție cu municipiul Moineș, care are un centru autorizat, să le ducem câine acolo. O să vedeți ce cost înseamnă pe zi și atunci ne asumăm împreună. Dacă reușim să ducem câine acolo, cât ducem, cât plătim, pentru că am avut discuția asta. Au și ei limitat acolo un padoc autorizat. Dar dacă asta ar fi o primă soluție, a doua soluție ar fi să facem la noi ce avem aici, înseamnă o schemă de personal de 6-7 oameni și o investiție de minim 200-300 de mii de lei. Într-o minim ori. Și împreună luăm decizii, sigur, părinte, să vedem și resursa financiară de unde, pentru că trebuie să avem din ce. Și din punctul meu de vedere, nu avem nicio chestie, da? Varianta cu colaborare ar fi un pic mai... O problemă acolo la intersecția cu triajul, la triaj, chiar la intrare, la triaj acolo, da. Trebuie pus o lampă, că este un tuneric... Să-ți notez, te rog. Deci trece în calea ferată, da? Nu trece calea ferată, deci cum... Dar este o lampă veche care iluminează în curtea lui nenea ăla de acolo. Deci văzut ce acolo. Aveam o zonă în care nu avem rețea acolo. Zic de ce n-am mai schimbat-o, da. Pentru că era pusă înainte și ilumina curtea și nu mi s-a părut în regulă. Da, trebuie să ilumineze lumea. Da. Eu știu că aveam o zonă în care nu era rețea acolo. Nu știu, am venit până la Angheluță și ne uităm. Vedem ce e și trebuie să se ilumineze domeniul public. Problema ar fi pe guvernul. E dezastru. Am venit, da. Ieri am venit de la largă, de la școală. E dezastru prin pe guvern, numai și acolo la pod, la granița dintre Dofteana și ăsta, sunt este pragul, nu se da. Mai poate... Acolo să vedem cum ne permite vremea, că e zăpadă. Acum nu știu dacă putem să intervenim acolo. Știți că avem acel proiect pentru canalizare la Plopu și la Păgubenea, la peste 3.000. Să dea Dumnezeu, peste 2.000, să dea Dumnezeu să ne aprobe cererea de finanțare. Este în analiză, se pare că sunt șanse mari. De aia am
cumva am oprit asfaltarea de la Ploiești, pentru că eram pe Compania Națională de Investiții cu două proiecte majore, un proiect pe Brătulești și un proiect pe Plopu, și ei m-au întrebat 2023 care, pentru că am depus pentru canalizare Plopu și Păgubeni, am oprit acolo lucrările de asfaltare și ne-am dus pe zona de Brătulești și am trecut, spuneam mai devreme, în ședința de buget, 16 milioane de lei vom obține la Brătulești. Am finalizat cu partea de apă și cu partea de gaze la Plopu și dacă reușim să facem canalizare, vă dați seama că o să fie iar un întreg... Da, după aia să ne ducem. Dar aici cu niște piatră, cu siguranță se poate... Și acolo la pod. La pod se poate fără probleme. Da? Nu aici, la podul. La podul de la ieșire. Din... Deci fără niciun fel de... Eu, sincer, prevăzusem în 2023 să asfaltăm, așa am gândit noi, înainte de a apărea axa pe PNRR cu canalizare peste 2000 de locuitori. Asfaltăm Plopu pe Compania Națională de Investiții și Păgubeniul de la pod de aici până la ieșire din bugetul local. Faptul că a apărut această șansă de a face și canalizare, am gândit altă strategie și vedem, eu sper să câștigăm partea asta de canalizare. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Chiper! Chiper! Nu, și după aceea. Da, și după aceea. Aici la pod, la unde lucrează domnul Bicoi, exact față cu pod, sunt foarte multe gunoaie și se exagerează la trei oamenii pe stradă. E bani de aici, nu vă spuneți, dar ce e intrat? Multe gunoaie. Foarte multe gunoaie. Domnul Ardeleanu, te rog frumos, liniște, da? Și o cameră acolo, din lua vedere. Dar când ai văzut ultima dată? Acum, recent, săptămâna trecută. Și de exact sub pod, mai trei oamenii pe acolo, pe poșul meu și voi sunt foarte... Măi, săptămânal facem curățenie. Săptămânal facem săptămânal și o să rog să vedem să și ăștia de la poliția locală. Cred că acolo e prat din căruțe, cred că pun în căruțe. Din aia, din Josen de acolo, da. Că din altă parte nu știu. Cred că și din partea aia. Mulțumesc!